Bun găsit, dragi prieteni, la horoscopul săptămânii 22-28 iulie oferit de zodiacul.ro Pe această cale vă invit să vizitați site-ul zodiacul.ro care pe lângă acest horoscop pe care vi-l oferă gratuit vă oferă foarte multe produse, obiecte feng shui, obiecte pentru uzul personal, produse de astrologie, produse feng shui, consiliere și așa mai departe. Vă rog, vizitați acest site pentru că nu o să vă pară rău. Și acum haideți să trecem la analiza săptămânii pe care am amintit-o, 22-28 iulie, care este o perioadă în care ne ies niște vorbe cu viteză foarte mare. Tot în acest sens sunt gânduri care vin ca niște fleșuri. Și aș invita nativii care ne urmăresc, prietenii noștri, prietenii zodiacul.ro, i-aș invita să nu ia drept întâmplătoare niciun fel de idee care vine acum, indiferent cât de scurtă este, cu cât mai scurtă, cu atât mai neașteptată această idee, cu atât mai valoroasă poate fi pentru construcția perioadei viitoare. Acum, atâta timp cât vorbele, ideile vin cu atâta ușurință, este Bun autocontrolul. Este recomandat autocontrolul. Și mai este recomandată în cadrul acestui autocontrol notarea acestor idei. Notarea vorbelor care vă vin și pe care nu le spuneți. Din politețe, dintr-un uh, spirit așa de ai proteja pe ceilalți sau pur și simplu că nu vă vine să le spuneți. Din niciun motiv știi că nu vrei să spui ceea ce ți-a trecut prin cap. Uh, însă, înclin să cred... Că orice lucru spus are daruri de a ne elibera pe noi înșine. Pe fiecare din noi, lucrurile spuse ne eliberează. Și este, fiind o săptămână a opozițiilor, aș recomanda nativilor să se gândească foarte bine, să-și armonizeze lucrurile pe care doresc să le spună cu lucrurile pe care chiar, cu acele lucruri care chiar nu sunt de spus. E destul de. Ambigu ce v-am spus eu acum, dar depinde de fiecare în parte și fiecare în parte, gândindu-se la propria lui situație, va înțelege exact ce are de făcut. Și acum să trecem la analiza pentru fiecare zodie în parte și ascendent, pentru fiecare zodie și ascendent în parte, săptămâna care urmează sau aspectele pe care eu le consider importante. Ale săptămânii pe care o analizăm acum. Berbec, sau aceia dintre nativi care au ascendentul în Berbec, uh, par să spună foarte multe lucruri, dar nu le spun întâmplător. Uh, aceste lucruri vin din adâncul ființei lor. Uh, ei sunt extrem de intuitivi în această perioadă și uh, lucrurile pe care le auziți în această săptămână. săptămâna este mai folositoare pentru cei care sunt în preajma unui nativ berbec decât pentru nativul însuși. Uh, pentru nativul însuși, vorbele pe care le spun și care constată ei că au ajuns unde trebuie, îi eliberează. Îi eliberează de o mare grijă. Mai spun, nu spun, îi place, nu-i place, îi folosește, nu-i folosește. În momentul în care vede că ceea ce a avut de spus a ajuns unde trebuie atunci nativul constată o mare eliberare. Acum, tot, această, tot acest aspect spune mie că gândurile nativului berbec sunt, merg mână în mână, deci rațiunea merge mână în mână cu, cu intuiția. Este foarte dificil de gestionat această, această stare în care intuiția spune ceva și rațiunea spune ceva. Total opus. Ei, depinde foarte mult de nativ, de însuși nativul să pună în echilibru aceste două uh, elemente foarte importante ale vieții lui, ale ființei lui. Ce îi spune intuiția cu ce? Să le facă complementare. Fiecare nativ, în parte, bineînțeles, repet, va ști exact ce îi se potrivește, care, în care situație se află, astfel încât să poată să facă din aceste două Elemente opuse, complementare. Taur, sau aceia dintre nativi care au ascendentul în taur, uh, au un tumult interior extraordinar. Uh, nativii sunt în situația de a, uh, de a vedea ce s-a întâmplat, în, ce se întâmplă în adâncul ființelor. Uh, sunt uh, adunate la o oaltă toate experiențele pe care le-au acumulat nativii de-a lungul vieții lor. Și toate aceste experiențe tind să le schimbe total subconștientul, ființa, sinele interior. Un tumult extraordinar, nativii când vor ieși la suprafață peste vreun an, când vor ieși și Saturn, acest Saturn care acum le, le dă peste cap uh, ființa interioară, când va ieși la suprafață, se va vedea ce a acumulat nativul în sinele lui interior, ce, ce cu ce a crescut interiorul lui, uh, ființa lui interioară, cu ce a crescut, ce a făcut, ce a pus cap la cap. În această uh, săptămână. Uh, Nativii tind să transforme acest tumult interior și să vină din interior niște idei extraordinare. Niște idei pe care nativul trebuie să le promoveze în această săptămână. Pentru că ele se nasc din exact din acest, această așezare a ființei interioare. Pe de altă parte, sunt nativi care se așează și li se așează experiențele acumulate. Pe de altă parte, sunt nativi foarte tineri care vor vor întâmpina niște experiențe care sunt foarte importante și care le vor afecta sinele interior. Bineînțeles, nu trebuie să fie neapărat, nu trebuie să vă speriați că sunt neapărat experiențe negative, dar sunt experiențe prin care trebuie să treceți și care vă vor folosi foarte vă vor întări foarte mult ființa. Gemeni sau aceia dintre nativi care sunt, au ascendentul în gemeni, Uh, fac apel la toate cunoștințele intelectuale pe care le-au adunat până acum, fac apel inclusiv la mentorii pe care i-au avut, fac uh, apel la profesorii pe care i-au avut, la tot ce poate să-i înalțe. Uh, și în același timp, uh, Adună noi informații. Este vorba de acea informație primară pe care nativi de care nativi gemeni constată că au nevoie în continuare ca progresul să continue. Sau mai sunt nativi gemeni care uh, și-au inventariat cumva toate cunoștințele intelectuale pe care le-au adunat de-a lungul vremii și acum sunt pe cale să le împărtășească, să le transforme în cuvinte simple, în informație primară pe care să o dea mai departe. Pentru, uh, uh, așa zis, și oameni care, pe care i-ar putea interesa. Uh, pe principiul cine are urechi de auzit sau audă. Uh, nativii cu aceste informații, pe care reușesc să le dobândească în continuare, dar și cu acelea pe care le diseminează la rândul lor, reușesc să-și lărgească propriile perspective. RAC sau aceia dintre nativi care au ascendentul în RAC. Uh, racii uh, sunt uh, canalizați așa pe profesie. Au reușite profesionale foarte importante și aceste reușite sunt legate foarte mult de bani. Adică fie că reușesc pentru că și această reușită uh, lucruri pe care le fac din pasiune, dintr-un interes extraordinar, dintr-o responsabilitate, o grijă nemaipomenită. Deci, fie că aceste lucruri le aduc bani, fie că nevoia de bani, și interesul pentru bani îi face să fie foarte atenți la partea profesională și această atenție să le aducă reușite. Acum este bine ca nativii să fie foarte atenți inclusiv la banii comuni. Aceia care au o asociere cu un asociat de afaceri, este bine să fie atenți la partea lor de bani, dar este bine să fie foarte atenți și la partea comună. Acei bani care nu sunt atribuiți unuia sau altuia, sau valorile pe care le au în comun cu, cu un partener de afaceri. Și aceia dintre nativi care sunt într-un mariaj, într-o relație conjugală, să fie foarte atenți la, și la banii comuni sau la banii partenerului de viață. Cum se pot ajuta cu acei bani sau cum se pot înmulți, inclusiv banii partenerului de viață leu sau aceia dintre nativi care, sunt, care au ascendentul în leu, începe o perioadă foarte bună pentru nativii leu, pentru că pentru fiecare zodie în parte, când soarele este în zodia lor, lucrurile stau foarte bine. De ce? Sunt vizibili și pentru nativii leu contează foarte mult vizibilitatea. Sunt energici fizic și contează foarte mult să ai energie fizică, nu-i așa? Și sunt plini de propria lor persoană, ceea ce la leu e ceva care uh, vine peste uh, uh, calitățile lor personale și care îi face să se simtă foarte bine. Uh, emoțiile sunt foarte emoționale în această perioadă. Nativii leu, sigur, ei sunt șefi, ei sunt regi, ei sunt, glasul lor se aude, dar ei sunt uh, foarte sensibili și sunt plin de generozitate și de căldură pentru cei din jur. Și aceste uh, sentimente pe care le au uh, îi apropie de partenerilor. O anumit gen de generozitate care poate să i apropie uh, de un partener de afaceri, efectiv de un partener de afaceri, pentru că și în afaceri generozitatea este destul de importantă. Uh, și poate să îi apropie de partenerii lor uh, o atitudine echilibrată, o atitudine chiar mai mult decât echilibrată, o atitudine armonioasă și prezența prietenilor. Este bine ca leu să-și petreacă mult timp din această săptămână cu prietenii sau în cadrul unor activități de grup. De ce? Pentru că își echilibrează această, acest soare în leu care îl face foarte personal. Foarte țintit către persoana lui și atunci are nevoie de colectiv. Are nevoie, în primul rând, de colectiv să fie vizibil. Că dacă el stă încuiat în casă, nu-l vede nimeni și nu mai are nicio satisfacție. Deci e bine să-și manifeste această vizibilitate în grup, între prieteni și, bineînțeles, cu acea generozitate care îl caracterizează. Fecioară sau aceia dintre nativi care au ascendentul în fecioară, uh... Acești nativi au nevoie de foarte multă intuiție și în același timp de foarte multă muncă. Pe de altă parte au nevoie de o, un fel de uh, retragere în sine, uh, în același timp în care ei muncesc. Care este uh, sentimentul, uh, care este, uh, de fapt, procesul? Este acela în care simți nevoia să faci o muncă repetitivă foarte simplă, de exemplu, tricotat, uh, spălat vase. Făcut o, o muncă dintre aceasta care nu-ți cere foarte multă pasiune, dar care îți lasă timp să cobori în tine. Cam de asta au nevoie nativi fecioară în această perioadă și mai au nevoie să pună față în față rațiunea cu intuiția, proces destul de dificil de gestionat, pentru că cele două te trag, una într-o parte, una într-o parte. Nativii pot să le facă să lucreze împreună. N-aș neglija în locul nativilor fecioară, nu aș neglija nici nevoia de acțiune. Ei trebuie să acționeze. Și acum, care este procesul? Fac o muncă așa repetitivă, da? Înfășor, de, de lână, tricotez, croșetez, scot sâmburi la vișine pentru că e perioada de dulceață, tai ceapă mărunt, mărunt, mărunt ca să o pun în salata de vinete și le fac toate fără să mă gândesc foarte mult la ce fac. Le fac mecanic și vin cu această chestie sau fac curățenie în toate sertarele în care n-am avut răbdare până acum să fac curățenie. Le iau și fiecare lucrușor, îl pun în ordine, am nevoie, n-am nevoie și așa mai departe. Deci cam asta face nativul Fecioară în această perioadă. Dar să nu neglijeze nici nevoia de acțiune de, 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 după ce face toate astea, are nevoie să inițieze ceva. Să spună, deci după ce am fost toate astea, fac, asta trebuie să fac. Toate aceste lucruri îl inspiră ca să, să, să depene, să depene, să depene interiorul lor, după care să spună, gata, acum pot să fac ceva, acum încep ceva. Asta trebuie să fac acum. Balanță sau aceia dintre nativi care au ascendentul în balanță. Ei, nativii sunt foarte tentați de prieteni. Nu e o ispită, nu e ceva rău, este uh, uh, ceva ce le propun prietenii uh, și uh, prietenii vin cu tot felul de tentații, de activități frumoase, de ieșiri, uh, de mese copioase și. Venus din balanță îl îndeamnă pe nativ, deși el e foarte echilibrat, nu este la ca dar e. este echilibrat, dar totuși îl tentează o masă bună, un spectacol frumos, o ieșire undeva cu prietenii și pe de altă parte... Nativii sunt copiilor, aceia care sunt părinți, le reclamă prezența emoțională, și le recomand din tot sufletul să încerce să se, împarte, să se împartă în aceste, între aceste două chemări, ca să le zic așa. Pe de altă parte, nativii care sunt petrec timp în grupuri de oameni, între prieteni, vin cu idei, sunt destul de creativi și intuiția le cam spune ce să facă ca să vină cu propria lor contribuție în grupul respectiv. Deci este bine să îmbinați. Creativitatea sau prezența copilor cu activitățile de grup sau creativitatea cu nevoia de perspective noi. Scorpion sau aceia dintre nativi care au ascendentul în scorpion. Nativii sunt împărțiți între profesie și casă. Și această împărțeală eu zic că este foarte bună pentru că sunt două domenii determinante ale existenței noastre, nu? Adică, am nevoie neapărat de o casă în care să stau <coughs> și am nevoie neapărat și de o profesie. Am nevoie neapărat de o casă în care să stau, am nevoie neapărat și de o poziție în plan social. Trebuie să fiu cineva în plan social. Nu neapărat cineva în alt formal. Da? Eu trebuie să exist în plan social. E, aceste două chestiuni trebuie să se întrepătrundă, să, să, să intre în echilibru. Pentru că, indiferent care dintre ele domină sau indiferent care din ele trage într-o parte și una într-o parte și eu nu știu cum să mă împart, dezechilibrează persoana. Și atunci este bine să ne folosim de poziția pe care o avem în plan social ca să alimentăm casa nu? și să folosim casa ca să ne refacem emoțional, să ne refacem chiar și fizic să ne umplem de energie ca să putem să ne onorăm poziția pe care o avem în plan social. Aceste două, două elemente odată puse în echilibru, ele constituie pentru ființă un perpetuum mobile. Deci ființa trebuie să fie foarte atentă la aceste două elemente să fie într-un echilibru foarte bun. Uh... Credeți-mă că în această săptămână veți scoate la suprafață niște abilități care vă vor ajuta să faceți acest lucru. Deci, ies din, din adâncul ființei voastre niște abilități la suprafață și niște abilități pe care, de care știați că sunt acolo, le știați, dar nu, nu le foloseați. Nu, nu, nu le-ați folosit încă până acum. Săgetător sau aceia dintre nativi care au ascendentul în săgetător. Acești nativi au acumulat o anumită cunoaștere. Dar este nevoie, deci o, o, o anumită cunoaștere, odată acumulată, conștientizată ca este la un anumit nivel, poate să facă un nativ să se închidă într-un tun de fildeș. Iar închiderea într-un turn de fildeș este clar plafonare. Nativul săgetător are nevoie să meargă din ce în ce, din ce în ce, din ce în ce mai sus. Și pentru, aceast, pentru acest lucru este bine să nu întrerupă comunicarea cu lumea în general. De, sau informația primară. Deci Comunicare înseamnă mă duc la piață și comunic cu o persoană. Stau la o coadă și intru în vorbă cu cineva. Nu intru în vorbă neapărat în... Dar nu mă închid. Cineva îmi caută vorbă, vorbesc. Vorbesc lucruri banale la prima vedere cu prietenii, undeva unde sunt invitat la masă. Mă duc la un spectacol. Spectacol ușurel, nu neapărat ceva complicat. Toate acestea, dau drumul la televizor, ascult știrile, văd un film. Toate acestea constituie informație. Care vine și completează bagajul de cunoștințe. Deci, este bine ca nativul săgetător să nu se oprească aici, ci să meargă în continuare, pentru că el trebuie să meargă uh, în, spre în sus. Uh, aș uh, atrage atenția nativului săgetător asupra propriei lui case, de unde poate să-și. Uh, să Ia niște explicații de care are nevoie ca să înțeleagă mai bine acest aspect. Capricorn sau aceia dintre nativi care au ascendentul în Capricorn. Mmm, capricornii au nevoie de bani. Ei sunt foarte pragmatici și știu exact ce înseamnă banii. Nu sunt la com, dar de banii de care au nevoie, ei chiar au nevoie. Uh, pentru că sunt foarte preocupați. Pentru că sunt pragmatici. Pentru că știu că pe lumea aceasta... Ne-a fost dat să trăim cu bani. Uh, și, în afară de situația în care facem pentru bani o obsesie și în care uh, umblăm la banii altora, uh, banii sunt un, un bun necesar și nu e un păcat să te preocupi de bani. Deci, v-am spus, până într-o anumit, într anumită limită. Uh, ca să obțină banii de care au nevoie, nativii Capricorn au nevoie de multă mișcare. Au o mișcare ce înseamnă? Mișcare fizică, adică să fie dispuși să facă niște deplasări. Deplasări ca să caute afaceri noi, un job nou, dar deplasarea să fie efectiv fizică. Au nevoie pentru munca lor să facă deplasări, să fie dispuși la această mișcare. Au nevoie de mișcare verbală, respectiv să fie comunicativi. Și nativii Capricorn tind au această tendință să vorbească numai cât trebuie. E bine să încerce să vorbească și mai mult decât trebuie, să încerce să, să inițieze o conversație, chiar dacă la prima vedere pare o conversație banală, de care lume, Cum e vremea, că ce s-a mai întâmplat, că uite ce a făcut ăla, că vreau o bârfiță mică, o chestie, nu știu ce. Și din această conversație poate să ia să ceva sau să i vină idei, sau să afle niște lucruri care îi folosesc lui în a-și câștiga banii. Și mai este nevoie de mișcare mentală. Deci fixația pe o anumită pe o anumit pe o anumit job, pe o anumită preocupare, pe o anumit domeniu de activitate. Fixația pe un anumit proiect la care lucrează și care e frică că nu iese fixația e foarte Uh, 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 nu e benefică în această perioadă, uh, este bine că dacă lucrează pe un proiect și în momentul în care simte că uh, nu mai are inspirație să treacă pe altă lucrare, pe alt proiect pe care l-are în față și astfel încât această, uh, uh, această uh, mi mișcare uh, este foarte benefică pentru că își mișcă mintea dintr-o parte într-alta. vărsător sau aceia dintre nativi care au ascendentul în vărsător uh, au nevoie de protecție, nevoie, nevoie, chiar nevoie de protecție și din fericire pentru ei și pentru noi care îi iubim, uh, au această protecție, o găsesc. Uh, acum, Viața acestor nativi depinde foarte mult de felul în care reușesc să pună în echilibru două domenii ale vieții. Unul, care are ca sintagmă eu sunt, al doilea, care are ca sintagmă noi suntem. Ele sunt vis-a-vis -vis unul de celălalt, la 180 de grade. Unul reprezintă propria persoană și felul în care își impune propria persoană. Al doilea este partenerul. Deci, nu știu dacă partenerul ca persoană, ci ideea de parteneriat, ideea de noi suntem. Nativul uh, trebuie să pună în echilibru aceste două, felul în care el trăiește parteneriatul și felul în care gândește parteneriatul în sine. Uh, este bine să învețe să, să gândească în, în doi. Acum, dar să, să, să în același timp să și impună personalitatea. Parteneriatele sunt de foarte multe feluri. Unul este cel mai important parteneriatul conjugal, în care este bine să pună echilibru nativul între nevoile cuplului și propriile nevoi. și parteneriatul de afaceri, în care este bine să pună în evidență sau să pună în echilibru nevoile asocierii în sine, cu nevoile personale, cu felul în care știe să-și ceară propriile drepturi. Deci asta este în mare problema vărsătorului în această perioadă. Pești. Sau aceia dintre nativi care au ascendentul în pești, Rațiunea și intuiția în această perioadă tind să se opună una alteia. Cunoscând felul de a fi al nativilor pești, aș spune că intuiția poate să câștige teren și este bine ca să își folosească bine rațiunea ca să facă echilibru în aceste două, să nu lase intuiția. Visarea. Felul acela al nativilor pești care uneori tind să fie rupți de realitate, să nu lase să primeze aceste lucruri, ci să ia sevă din Ceea ce le spune idealul lor de viață și ce le spune rațiunea, să le pună cap la cap, să le facă complementare, pentru că e foarte important. Dacă una atrage într-o parte și alta atrage într-o parte, se dezechilibrează nu neapărat în viață sau în lucrurile foarte practice, în interiorul lor devin ușor ezitanți. Și nu e bine să fie ezitanți în această perioadă, este bine să creeze acest echilibru și acest echilibru îi face să stea foarte bine în fips pe picioarele lor. Uh, Nativi iscusiți, scuze, nativii iscusiți pot să facă acest lucru și îi asigur pe nativii pești că sunt iscusiți pentru că ei simt ce au de făcut. Și dacă ei simt că au ce, ce au de făcut și pun pe o listă ideile raționale, așa cum trebuie ele să fie, schema logică, și le împănează schema logică cu intuiție, ei ajung la un rezultat chiar foarte bun.